Salut! Suntem la Virgin Vlog, episodul 16! Ce se întâmplă în episodul ăsta? Deranjăm un om dimineața! Sexy and I know it! Ai. Emi? Bună dimineața! Îi vedem în studioul Virgin Radio pe Antonia și Connector. Hârtie de șters la fundul și descoperim ce obsesie are Ionuț. Auzi, dacă poți să vezi? Până se simte și el bine. E foarte greu să te trezești dimineața de vreme. Și nici măcar nu trebuie să ne crezi pe cuvânt. Uite cum arată colegii din redacție la 5:50. Aș vrea să știu și eu ce e greșit tu de ești trez la ora asta. Cui e greșit în viața asta? Și tocmai pentru că suntem chinuiți la ore imposibile, ne-am gândit să îi trezim și noi pe alții în direct la radio prin telefon și am numit chestia asta Wake Up Call. Dar acum câteva zile am trezit pe cineva la el acasă. Victima, super dansatorul Emil Rengle. Agent Ionuț, ai legătura. Deschid ușa acum. Doamne ajută. Sexy and I know it. Ai. Emil, bună dimineața! Ești în direct la Virgin Radio. Săracul s-a speriat rău de tot. Ți-am pregătit niște mișcări de dans. Haide toată lumea. Haide. Îi fac acum cele mai penibile mișcări de dans din lume. Am început și continuăm cu dansuri irlandeze. Și a pus mâna în cap, e mort. E mort, Emil, bună dimineața. O să super arde mâniat pentru glumele astea. Amânăm filmarea, gata? Revenim. Șurubel nu realizează studii des, dar când o face, oamenii se descalță. Ce șosete ai? Are niște chestii super dubioase. Eu cred că băieții poartă șosete urâte. Nu, am niște șosete descalță-te. Mici. Ai provochiul. Da, te descalci și tu? Păi și atunci de ce? Am niște șosete mici, albe. Scoate, scoate și să ne vedem tot alba. Așa. Păi te descalci și tu. Ce șosete ai, fată? Ia uite. Despre ce vorbim? Mamă, de uite, uite ce bătătură are acolo. Ce degete urâte. Ai făcut balet când erai mică? Mă, dar stai, mă, dar ce căută la tine sub birou acolo? Cine? Ah, l-am pus eu. Da, na, na, na. L-am ascuns. Shrek! Își dorea să iasă curent, l-am întâlnit. Prin asta trec știriștii noștri când vin în studio. Uitați-vă la ea, la ce e supusă. Alb imaculat. Minimum 2 litri. Astăzi șosetele, mâine chiloții, hai. Meanwhile, poate vă amintiți, Andrei Nicolae și Andreea Remețan au rupt un perete acum o săptămână. Am câștigat. Ce ai făcut? Eh, criminalul Andrei Nicolae s-a întors la locul faptei. Pentru că uneori se simte singur și voi vă întrebați ce face peretele, eu sunt aici alături de el în fiecare zi ne întâlnim. Este un scump, mă înțelege. Te pupă, tati. Ai grijă, ai grijă de tine. Oamenii nu înțeleg, oamenii sunt răi, eu n-am vrut. Hai că mă întorc la tine, pa. Într-o dimineață complet random, ne-am trezit cu Antonia în studio. Doamne, teroarea. Și n-a venit singur, a venit cu Connector. Ne-au cântat noul single, Adio. Apoi i-am lăsat pe amândoi să se joace ping-pong verbal. Cum? Nu știi ce e ping-pongul verbal? Ha! Fii atent aici! Doar lucruri din supermarket. Meciul începe cu serva Antonii. 3, 2, 1. Servește Antonia. Cereale. Pampers. Lapte. Orez. Nu vii să cred. Hârtie de șters la fundul ăla. Bine, aftershave. Bomboane. Un kil de carne. Iaurt. Brânză. Ouă. Detergent. Unt. Lavete de șters pe... Cașcaval. Cașcaval. Șampanie. Porumb. Conserve. Banane. Ceva congelat. Pâine. Pâine. Auzi, era covoare. No, mai făcut praf. E 2-0. E femeie. We have a new champion, Antonia. În alte știri, fiecare dintre noi are câte o obsesie.
Dacă Ionuț și-ar spăla mașina cum îi spală telefonul, probabil am ști și noi ce culoare este. Auzi, dar cât poți să treci la asta? Până să simte și el bine. În serios, acum are toolkit, Ionuț. Și întâi dăm cu șervețele umede. Da. Și apoi dăm cu cărpița de capră. Și apoi cu mare atenție. Uite, vezi? Și apoi cu mare atenție se introduce. Ah, am uitat să curăț interiorul husei. Aici că se pune puțin praf, domnule. Pe mine nu mă spăl așa des și așa temeinic, să știu. Eu doar las apa să curgă. Dar nu se pune așa, eu. Știu. Și gata. L-am curățat ca să l-acopăr cu husa. Nu se vășe. Mersi mult. Și dacă tot vorbim de obsesii, uite-l și pe ciudatul ăsta. Asta nu e ceva normal. Dar ce ți-a făcut? Care e problema cu tine și cu... Uite cum arată. Era lină chestia asta. Deși, mă, normal, trebuie să fie o gaură aici. Uite cum e aici, gaură, da. Să faci ceva. Aici am vrut să bag de lingura și era... Asta e o mentalitate foarte stupidă de aplicat în general în viață. Și atunci... Am făcut singur gaură. Băieți, nu vă panicați, dar vine Valentine's Day. Noi la radio ne-am gândit ca pe 14 februarie să facem din nou Radio Tinder, adică să găsim pentru 3 ascultătoare câte un date mișto pentru seara de 14 februarie. Ne ocupăm noi de toate detaliile, inclusiv de promo. Dacă ești o tipă singură, hai să strângem pretendenții în jurul tău. Tu vii la radio, ei sună. Dai swipe left până îl găsești pe Prince Charming și gata! It's a match! Vă trimitem la un super date cu toată distracția asigurată. Virgin Radio Tinder. Ești o tipă singură? Dacă ești fată și ești singură de Valentine's Day și vrei să faci ceva fun, îți rezolvăm noi un date. Intră doar pe virginradio.ro, completează formularul și dacă ești frumoasă... Dacă ești fată și te știi singură de Valentine's Day, let's have some fun! Îți facem un rost de date, tu trebuie doar să intri pe virginradio.ro să completezi formularul. Ăsta a fost episodul 16 din The Virgin Vlog. Eu sunt Bogdan Ciudoiu, mulțumesc pentru atenție și nu uita să dai subscribe, pentru că altfel o să ningă de 1 mai, la mare. Hai mă, dă subscribe, pasă undeva. Pa, pa!